Dragi cetățeni, onorați invitați, omagiam astăzi curajul, determinarea și excelentele abilități diplomatice a unei generații unice în istoria României. Generația pașoptistă, a cărei rădăcini s-au format în timpul Revoluției de 1848, a reușit să înfăptuiască un ideal de veacuri doar 11 ani mai târziu. La 24 ianuarie 1859, oferind opoziție marilor puteri europene, țara românească și Moldova aveau să pună bazele României moderne prin alegerea unui singur domnitor pe ambele tronuri, colonelul Alexandru Ioan Cuza. De același curaj al generației pașoptiste avem nevoie și astăzi, atât în fața pandemiei mondiale, care încă ne ține în șah, cât și în fața amenințărilor tot mai agresive care vin dinspre răsărit. În pofida faptului că trăim în secolul 21, în care preocupările lumii ar trebui să se îndrepte către energie regenerabilă, conservarea mediului înconjurător și generarea de noi tehnologii pentru un viitor sigur și sănătos, încă există coloși dornici să înrobească națiuni. Românii au știut întotdeauna să susțină aliații, prietenii și partenerii pentru pace, prosperitate și bunăstare în Balcan. Suntem o națiune care a demonstrat că a avut și are oameni potriviți în momentele decisive, că știe să ducă la bun sfârșit mari proiecte. Astăzi, când sărbătorim 163 de ani de la Unirea Principatelor Române, traseul municipiului Câmpia Turzii este unul exclusiv spre dezvoltare. Avem în implementare proiecte europene cu valoare de peste 40 de milioane de euro, investiții în sport și recreere, servicii sociale, digitalizare. Închei cu gândul la mica unire din 1859. Unul dintre cele mai puternice simboluri ale sărbătorii de astăzi este ora unirii, care transmite un mesaj simplu, dar profund. Doar împreună vom reuși. Căutând mereu ceea ce ne unește și nu ceea ce ne desparte, vom putea susține viitoarele generații. Dezvoltând o nouă societate axată pe valori sustenabile, națiunea română va deveni mai puternică și apreciată la nivel european. Să ne concentrăm pe lucrurile bune care ne unesc și să reflectăm la semnificația acestei zile, în care înțelegem că România suntem fiecare dintre noi și toți împreună. La mulți ani România și românilor de pretutindeni!